Vorbim azi despre strategia 10X și cum putem să fim plătiți exponențial mai mult pentru meseria pe care o practicăm în societatea asta, da? Pentru că există un termen pe care poate l-ai auzit, se numește valoare. Da? Și nu vorbim de valoarea de la maneliști, vorbim strict de valoarea pe care tu poți să o aduci în societate. Dacă întrebi pe oricine pe lumea asta care a ajuns de succes și îl pui să-ți explice, băi, cum fac să pur și simplu să produc mai mulți bani? Și el o să-ți spună, trebuie să aduci mai multă valoare. Și apoi tu stai să te întrebi, ok, ce înseamnă aia valoare? Cum aduc mai multă valoare? Primul pas aici, la cum aduci mai multă valoare, este să îți alegi o meserie. Da? Trebuie cu timpul tău să transformi secundele alea și minutele și orele în ceva care folosește altei persoane, măcar unei persoane. Asta înseamnă să creezi valoare din timpul tău, din munca ta, cu creierul tău și cu mâinile tale. De exemplu, ca și cum ai crea un scaun, da? Ești tâmplar, știi să faci scaune, iar anumiți oameni vor cumpăra scaunele, pentru că au nevoie pentru acasă. Sau pur și simplu știi să scrii cod și să faci aplicații. Cineva, o companie sau un individ sau o firmă mai mică, are nevoie de o aplicație de genul ăla. Sau are nevoie de tine ca tu să scrii cod. Deci, 1. Timpul tău trebuie să producă ceva. Ceva ăla trebuie să folosească altcuiva. În al doilea rând, ceva ăsta pe care tu îl produci cu timpul tău, cu cât folosește mai multor persoane, cu atât plata pe care tu poți să obții este de 2, 3, 5, 10 ori mai mare. Deci dacă, de exemplu, în momentul ăsta tu faci graphic design, numărul 1, trebuie ca munca ta, adică graphic designul pe care îl faci, să fie la un nivel excelent. Ăsta este primul pas, nu ai cum să-l sari. Apoi, numărul 2, trebuie să vezi că grafica ta funcționează pentru o anumită nișă de clienți. Te duci pur și simplu și cauți, le produci ceva și apoi îi întrebi, merită 300 de euro pe lună chestia asta? Sau proiectul ăsta, site-ul ăsta merită 700 de euro odată? Și atunci dacă un client a zis da și ai oferit un produs de genul ăsta, înseamnă că poți foarte ușor după aceea să găsești încă 10 clienți. Trebuie doar să fie asemănători cu clientul principal. Nu toată lumea va fi clientul tău. Asta trebuie să înțelegi pentru pasul numărul 2. Ca să câștigi de 10 ori mai mulți bani, poți să găsești foarte ușor de 10 ori mai mulți clienți, da, de la 1 la 10. Și când zic ușor, mă refer la faptul că dacă îi cauți pe oamenii ăștia sau companiile astea, după aceleași criterii după care ai lucrat cu primul client, atunci îți va fi ușor să-i găsești. În cât timp depinde doar de tine. De exemplu, Alex, care va urma să vorbească cu tine în continuare în clip, el este video editorul meu. A început cu mine, a învățat cu mine odată, are 30% din tot ce se produce pe canalul ăsta de YouTube. În plus față de asta, a mai luat clienți noi pentru a-și etala talentul ăsta de a face video editing. În funcție de ce i-am cerut eu, așa și-a găsit și clienții ulterior. În funcție de ce i-am cerut eu și care a fost rezultatul lui pe care mi l-a pus mie pe ecrane și îl vedem aici pe canal de ceva timp, așa și-a căutat și alți clienți și în aceeași manieră lucrează și cu ei. Astfel, plata asta exponențială despre care vorbim poate să vină mărind pur și simplu numărul de clienți pentru același produs pe care tu îl manufacturezi, pe care îl lucrezi cu mâinile tale, cu creierul tău și cu timpul tău. Aici am văzut eu valoare. În loc să angajez pe cineva, să-i dau bani puțini sau bani la același nivel în fiecare lună, nu contează cât produc eu, valoarea pentru mine am văzut-o să ofer mai mult din ce produc, ca astfel să pot să mă folosesc de timpul care îmi rămâne să-mi scalez skill-urile mai departe. Și anume meseria mea de antreprenor. La fel, dacă ești personal trainer, de exemplu, și lucrezi într-o sală cu 20 de oameni pentru că nu încap mai mulți, timp de 3 zile pe săptămână, ghiși ce, în spațiul social media, poți să găsești clienți asemănători cu cei 20 care lucrează cu tine și să ajungi la de 10 ori mai mulți, să-i găsești prin toate orașele din țară și să faci o platformă online unde lucrezi cu ei constant. Și nu mai ești blocat practic în spațiu și timp și nu ai cum să aduci 200 de oameni în sala respectivă decât dacă o faci timp de 6 ore pe zi în fiecare zi. În schimb, lucrând de 5-6 ori mai puțin, poți să faci treaba asta în online. Ăsta este un lucru de valoare pe care ți l-ai format ca și meserie, iar apoi canalul de distribuție se modifică în funcție de spațiul în care activezi. Dacă este fizic, va fi mai greu, dacă este digital, 10X. Dar nu uita că nu ai voie să sari pasul numărul 1. Acum îl las pe Alex să-ți explice partea asta cu valoarea pe care poți să o aduci, ce înseamnă valoarea în sine. Foarte bine explicat de către Cristian, dar eu vreau să discut un pic despre valoarea exactă a lucrurilor, nu despre valoare ca concept. Așa că să ajung în câteva minute acasă și o să ne vedem acolo și o să vorbim despre lucrurile care au valoare pentru tine și pentru mine și pentru toți ceilalți. Da. Hai, pa! Salut și bine ați venit pe canalul vostru de YouTube. Eu sunt Alex, dar tu poți să-mi spui de ce toată lumea zice: dacă e canalul nostru, dă-ne și nouă din profituri. E doar un hook de intro, bro. Nu e nimeni plătit aici, nici măcar eu. Uite care e chestia. Oamenii pun valoare pe diverse lucruri din diverse motive. Toată lumea face chestia asta. Lucrul ăsta se numește valoare intrisecă.
Ce înseamnă mai exact valoarea intrinsecă? Păi este o măsură a valorii unui activ. La această măsură se ajunge la un calcul obiectiv sau un model financiar complex, mai degrabă decât folosim prețul de tranzacționare curent al obiectivului respectiv. Te doare capul. Ce trebuie să ții minte este că valoarea intrinsecă nu ține de prețul de tranzacționare al unui bun. Ceea ce, pentru omul de rând, valoarea intrinsecă a unui bun poate să fie mai mică sau mai mare, independent de prețul pieței. Pentru noi ăștia care trăim mai low budget, înseamnă că lucrurile care sunt importante sau valoroase pentru un investitor serios nu prezintă interes pentru noi. Hai să luăm câteva exemple și o să începem, bineînțeles, cel mai popular exemplu de investiție. Aurul. Aurul e valoros, da? Dar de ce e aurul valoros? 90% din motiv este pentru că toată lumea ți-a spus că e valoros. Însă, dacă te uiți acum prin casă la tine, ce o să observi? Nu prea ai aur. Dacă aurul este atât de valoros, de ce nu folosești toți banii în plus pe care îi ai ca să cumperi aur? De ce ai dat, nu știu, 10.000 avans pentru casă când puteai să-ți cumperi aur? Pentru că, evident, casa este mai valoroasă pentru tine decât aurul. Și din nou, repet, pentru tine, nu pentru piață. Am luat aici primul rezultat pe Google ca punct de referință. Un kilogram de aur te costă $65.000. Adică dacă foloseai un avans de 10.000 să iei un împrumut de 65, cumpărai aur, nu casa, și dețineai cel mai valoros lucru de pe lume. Nu? Normal că nu! Pe același fir narrativ, de ce ți-ai luat un telefon de 4.000 de lei? Puteai să-ți iei unul de 1.000 de lei și de restul de bani îți cumpărai aur. De ce ți-ai luat mașină de $40.000? Puteai să-ți iei un Matiz, iar de restul banilor, aur. Pentru că, pentru tine, aurul nu are aceeași valoare ca alte lucruri. Și asta e o chestie pe care o vedem peste tot, da? Unde lumea spune că nu investi în aia, investește în aur pentru că e mai valoros, și când îi întrebi, au un lanț de aur în casă și gen aia e investiția lor în aur. Nu, lucrurile pe care le consider tu valoroase o să fie valoroase. Dacă consider că aurul nu are aceeași valoare pentru tine, nu te lăsa influențat de piață. Cumpără-ți telefoane, ia-ți apartament, ia-ți casă, ia-ți mașină. Dacă alea-s lucrurile care pentru tine contează, cumpără-le, nu cumpăra aur. Hai să mai luăm ceva exemple. Îți plac jocurile video? Poate că da, poate că nu. Poate că jocurile au zero valoare pentru tine, dar pentru alte persoane, poate au. De exemplu, Super Mario 64 nu valorează mare lucru în sine, dar o versiune bine păstrată a lui ajunge la $4.800. S-a lansat în 1996, $60. Ăștia ajustați la inflație înseamnă $115 în ziua de azi. Deci, dacă îl țineai de când l-ai cumpărat până acum, făceai 40x în 20 de ani. 20 ceva chiar. Asta înseamnă creștere de cât înseamnă? 50%? Făceai în 20 de ani 40x, da, 50% în fiecare an. Creștere. Nu e rău, nu? Acum probabil că spui, da, ce e dopamina pe ceva ce poți să te joci gratuit? Din nou, valoarea intrinsecă se referă la valoarea atribuită de persoane independent de prețul pieței. Nu se referă la valoarea de tranzacționare a bunului. Hai să mai luăm câteva exemple. Sunt persoane cărora le plac timbrele. Pentru mine sunt bucăți de hârtie veche. Pentru alții, dintr-o căutare rapidă pe OLX, că oricum nu mă pricep, deci n-aș ști dacă sunt bine evaluate ca preț, valorează între 78 și 73 de mii de lei. Monezi sau monede, cum vrei tu să le zici. Aceeași poveste. Pentru mulți oameni sunt doar bani vechi. Pentru alții, monezile alea mai scumpe decât aurul. La fel și cu mașinile vechi. Pentru unii sunt tehnologie învechită. Pentru alții, mașinile alea valorează greutatea lor în aur. Crezi că Țiriac și-ar vinde colecția de mașini pentru aur? Având în vedere că el este o persoană care are fondurile necesare să cumpere și mașini și aur, crezi că le-ar schimba? Sigur, poate deține și aur, dar nu a luat doar aur, că ăla e cel mai valoros. Și la final de zi, la ce crezi că îi place să se uite? La hârtiile pe care scrie că deține aur sau la mașini? Eu, spre exemplu, colecționez console. În cazul meu, dacă am la dispoziție un buget, nu cumpăr aur, nu cumpăr timbre, nu cumpăr monede sau monezi, nu cumpăr mașini, cumpăr console vechi. Lucrurile acelea nu au valoare intrinsecă pentru mine. Și ăsta este subiectul principal. Oamenii pun valori diferite pe lucruri diferite. Unii consideră că Bitcoin este valoros. Eu nu chiar. Unii consideră că aurul este valoros.
mie mi-e ușor indiferent. Așa că cel mai valoros lucru de pe pământ este de fapt ăla pe care îl vezi tu ca fiind cel mai valoros. Nu ăla de care îți spune toată lumea că este valoros. Și vreau să aud și de la voi în comentarii. Care sunt cele mai valoroase lucruri pentru voi? Aveți ceva ce prețuiți mai mult decât orice? Colecționați monezi sau monede sau timbre? Vreau să aud cât mai multe păreri. Iar acum, bineînțeles, ca pentru final, vă las cu Cristian ca să vă zică de ce Bitcoin e mai mișto decât aerul și sexul și berea rece într-o zi de vară călduroasă. Da, bineînțeles, Alex, enervant ca de obicei. Și pentru că am menționat Bitcoin la sfârșit, de ce am văzut eu valoare în Bitcoin? Pentru că, în primul și în primul rând, pentru mine timpul și spațiul în care activez sunt două dintre cele mai importante lucruri. Banii nu mai sunt de mult. Când trăiam de la salariu la salariu, da, mă gândeam foarte mult la bani. Și ar trebui să-ți dea și ție de gândit. Dacă 80-90% din oameni sunt săraci, înseamnă că problema lor principală o reprezintă banii și nu timpul. Când ajungi să faci bani care să-ți ajungă și să ai libertate mai mare, cu timpul tău, deja timpul trece pe primul loc și banii sunt pe loc secundar. Deci cumva va trebui și tu să ajungi în poziția aia în care banii sunt mai puțin importanți decât timpul. Așa că, eu dacă vreau proprietate digitală în anul 2023, pentru că mă mut de colo-colo și vreau să o car după mine în mod safe, ceea ce nu pot să fac cu pământul pe care îl cumpăr, cu apartamentele, cu lingourile de aur, cu valizele de cash, care, by the way, cash-ul mai are câțiva ani și dispare, nu pot să fac asta cu chestii fizice. Așa că de asta am văzut valoare în Bitcoin. Pot să-mi car Bitcoin-ul aici în cap, peste mări și țări, fără ca nimeni să știe, și pot să mă folosesc de averea mea digitală, personală, în altă țară sau în alt oraș, depinde unde ajung, mâine sau peste 18 ani. Și ăsta este doar unul din exemple, da? Văd valoare și în alte chestii. Dar asta este ca să înțelegi de ce am pus eu valoare pe Bitcoin, de exemplu, și de ce am zis, bă, îl cumpăr chiar dacă a fost 18.000 de dolari, chiar dacă nu l-am prins la 200 acum 8 ani. În continuare va fi obținut și folosit în aceeași manieră, nu o să dispară nicăieri. La fel trebuie să te gândești și tu despre meseria pe care tu o prestezi, valoarea pe care o aduci pentru 1 sau 500 de indivizi sau 10.000, tocmai ca să poți să fii plătit mai bine. Tocmai ca să poți să treci timpul pe plan principal și banii pe plan secundar. Aia cred eu că este valoarea adevărată. Cam atât pe azi, mai multe chestii despre bani, business, carieră, investiții găsești în e-book-ul meu Nexum. Ne vedem în clipul următor.